Pașcu, europarlamentar social-democrat, vicepreședinte al Parlamentului European și fost ministru al apărării, un om care vorbește în cunoștință de cauză despre ce s-a întâmplat și ce se întâmplă astăzi. Vedeți mesajul lui Ioan Mircea Pașcu pe ecran. Repet, este ministru al apărării în mandatul căruia România a intrat în NATO. Spune în felul următor Ioan Mircea Pașcu: pentru cine are urechi de auzit, pe vremea când eram ministru, a fost o discuție în guvern în care armata a fost luată ușor în derâdere, cam cum se pare că se întâmplă și acum, prin ministerele care țin pâinea și cuțitul în mână. Atunci, spune Ioan Mircea Pașcu, am fost nevoit să intervin și să reamintesc colegilor de cabinet că, spre deosebire de ministerele pe care le conduceau ei, în armată se mai și murea. Zâmbetele superioare au dispărut, inclusiv de pe fața premierului, și s-a lăsat o liniște grea. De atunci încolo, nimeni nu și-a mai permis, cel puțin în prezența mea, să persifleze armata română. Sper să nu se întâmple nici acum, când militarii au nevoie de sprijinul societății, nu de acuze și tratament discriminatoriu. Foarte corect și foarte la țintă mesajul europarlamentarului social-democrat Ioan Mircea Pașcu. Și vă spun sincer că după ce am văzut această postare, am simțit nevoia să vă spun ceva. În ultimele 2-3 luni de zile s-a creat o stare tensionată și de nemulțumire în instituțiile militare românești. Și o să mă refer în primul rând la armata română. În armata română, pe baza legii salarizării și a indicelui de salarizare pe grad, oamenii s-au simțit foarte umiliți. Știți cât are șeful marelui stat major? Dați-mi voie să vă spun. Începând cu conducerea statului major general. Acest sentiment de umilință a continuat și prin pensionarea forțată a unor tineri generali care erau pregătiți standard NATO și care puteau să mai rămână, și s-a creat o prăpastie de vreo 5.000 de militari care pur și simplu au trebuit înlocuiți din funcție forțat. Au plecat unii la pensie și au trebuit urgent cei din spate să vină, fără gradele corespunzătoare funcției și cu o stare de incertitudine în legătură cu viitoarea lor pensie. Acum vine și povestea asta, culmea, din interiorul ministerului.